În numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru clipele acestea minunate, în care, încă o dată, prin Harul Său, care este nespus de mare, mai putem încă o dată să stăm în fața Cuvântului Său cel Sfânt. Un an nou fericit și binecuvântat cu Domnul vreau să vă doresc fiecăruia din locul acesta. Și aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu, prin câteva cuvinte, să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească prin Evanghelia acestei zile. În ce măsură mă voi putea ridica la cerințele pe care doriți dumneavoastră să le auziți din partea lui Dumnezeu prin frații care vin aici, rămâne de văzut. Un singur lucru este că noi putem să învățăm din tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și Dumnezeu cum lucrează într-un chip atât de minunat, cei care ați fost duminică aici, așa cum a spus fratele Cristi, că ori de câte ori ieși la adunare, Dumnezeu îți revarsă o binecuvântare. Ați putut să vedeți lacrimi, ochii înlăcrimați, mame bucuroase care plângeau. Poate mulți n-ați înțeles de ce sora Aurora nu mai putea de plâns, de lacrimi, lacrimi de bucurie sfântă. Iată ce face Dumnezeu cu omul. Cuvântul, Duhul, Harul lui Dumnezeu atunci când vrei să lași să lucrezi din inima ta. Nu poți să stai nepăsător față de o mântuire așa de mare. Pentru că omul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, în capitolul 4, le spunea efesenilor, zice, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnitat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Iată, de ce este nevoie? De unirea Duhului. Dacă ați fost atenți la ceea ce spunea Părintele Claudiu, pentru că de fiecare dată nu putem să înmagazinăm chiar tot, dar ceva trebuie să rămână în mintea noastră și în inima noastră, ca apoi să putem să punem în practica vieții noastre. Pentru că viața de credință, viața noastră pe drumul acesta lung al mântuirii, nu este doar o oră, două la un program de adunare a oastei Domnului, o întâlnire, o participare la o sfântă liturghie. Spunea Părintele că își pregătea cu atâta putere și să se străduia să-și pregătească predicile și să le pună la punct când atunci va veni în fața oamenilor să poată, dar cuvântul sparcă se lovea de un zid. Și mi-aduc aminte de ceea ce spunea Părintele Iosif. 10 ani de preoție, 10 ani de vorbire din fața cuvântului, din fața altarului către enoriașii săi, fără niciun impact. Fără nici, așa cum se lipește nuca de perete. Când cuvântul tău îl îmbracă Dumnezeu cu harul său, pentru că este a lui. Și dacă Dumnezeu a vorbit printr-o măgăriță și au putut să înțeleagă oamenii, atunci cu cât mai mult când Dumnezeu vorbește printr-un om, printr-un ales, printr-un chemat al său. Nu era oricine Părintele Iosif, 10 ani de preoție. Avea primită taina preoției prin punerea mâinilor și spune nu. Atunci când am încercat eu însumi să împlinesc ceea ce spuneam altora, când m-am dus acasă și calul meu a fost și calul văduvei din capătul satului, când banul meu a fost și banul ei, abia apoi a avut impact Evanghelia, cuvântul, mărturisirea. Ce credeți că i-au făcut pe înaintașii noștri, pe oamenii aceștia simpli, să exclame oameni mari, oameni mari? De ce am vrut să spun de unitatea aceasta a Duhului?
Au fost oameni mari, dar câți dintre și contemporani ai părintelui Iosif, ai fratelui Traian, dar câți au văzut lucrul acesta? Au fost mari poeți în România, contemporani cu fratele Traian. Câți au văzut lucrul acesta? Puteți să-mi spuneți, frățile voastre, câți au văzut? Și câți au afirmat public lucrul acesta? A fost un Ioan Alexandru, care avea același duh a fratelui Traian. A fost puțini oameni care au putut să spună că nimeni ca și ei n-au scris și n-au avut, pentru că în pana lor, în condeiul lor, de multe ori ei n-au avut un birou. Fratele Traian n-a scris pe birou, a scris cu săpun și cu sânge și cu săpun pe ciocuri de sticlă. N-a fost scrisul lui, a fost scrisul Duhului lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Harul acesta pe care oamenii nu-l pot lua. Și Dumnezeu îl dă și îl toarnă cu măsură foarte mare acelora care sunt dispuși și stau la dispoziția lui Dumnezeu. Ce mare lucru este lucrul acesta. Mereu mă gândesc la lucrul acesta. Cum lucrează Dumnezeu? Spune că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. El vine astăzi ca și atunci când Ioan le spunea mai înainte în capitolul 3, versetul 2, că apoi Mântuitorul se repete în capitolul 4 cuvântul acesta, pocăință, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dar el le spunea un lucru, eu vă botez cu apă, dar după mine vine unul care vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Și iată, parcă l-am vedea pe Dumnezeu, cum el nu știu cât a putut înțelege atunci când i-a spus Dumnezeu, dar parcă am vedea, spune Ioane, cum voi vedea eu, cum îl voi cunoaște eu când îl voi boteza, că acesta este fiul tău. Și Dumnezeu îi spune, Ioane, peste acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel, acela este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, spune Domnul. Iată, iubiții mei, a trebuit să treacă, să plece din cetatea lui. Mulți dintre colegii noștri, mulți dintre consătenii noștri, mulți dintre semenii noștri, așa cum au fost cu frații noștri. Și aduc oamenii aminte că în capătul satului Teatiș era un frate, fratele Gheorghică. Și aduc oamenii aminte, după ce nu mai e Gheorghica, ce fel de om era când era fratele în viață. Și aduce aminte, frate, de o soră bătrână care mereu o vedeau nelipsită de la biserică și de la adunare și acasă mereu o găseau în genunchi. Deși era modestă, deși era lipsită, dar era bogată în harul lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu care este fără margini. Pentru că dragostea lui Dumnezeu îți poartă gândurile nu aici, la lucrurile acestea care trec și care pierd. Dragostea lui Dumnezeu te transpune într-o altă țară, pe un alt râm, mai ales atunci când ești aproape de plecare. Am întâlnit acum în călătorie de sărbători la fica mea un frate de 92 de ani. Am venit la fica mea de 20 și ceva de ani, socolinde. N-am putut să trec soră Mihaela fără să intru să te colindă, colindă. 92 mă întreabă, frate, câți ani îmi dai? Am zis eu vreo 86, 87, frate. Am 92 de ani și sunt gata. Aștept să vină după mine să vă ia acela cu care am umblat din tinerețea mea, cu care am împărtășit aici pe pământul acesta, l-au spus,
Atâtea neajunsuri ne-am avut, atâtea probleme, m-am rămas văduv de tânăr. Nu, nu asta mi le-a spus. Asta mi le-a spus mai târziu. Aștept pe acela cu care am avut atâtea bucurii în lumea aceasta, cum n-am putut să înțeleg și nu pot să înțeleg nici acum. Cu ce am fost eu mai bun ca altul, de Dumnezeu mi-a rânduit atâtea binecuvântări în viața aceasta. Iată, frații mei, oameni care gândesc ca Dumnezeu, care caută, v-am spus, este un cuvânt aici care este da și amin și se va împlini cu fiecare dintre noi. Mă veți căuta și fiecare îl căutăm pe Dumnezeu, tânăr sau bătrân, frate sau soră, avem dorința aceasta. Dar, zice cuvântul lui Dumnezeu, mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Astăzi Dumnezeu vine cu cuvântul acesta cu o poruncă. Pocăiți-vă, nu zice dacă vreți, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Astăzi ai șansa să faci ceea ce au făcut tinerii aceștia, care nu s-au rușinat și nu s-au pus întrebarea ce va fi mâine, cum va fi. Am văzut câtă emoție, câtă noblețe în sufletul lor și a surorii celei tinere și a fraților. Și m-am gândit la clipa aceea când m-am întors la Domnul, ce mare har și ce mare binecuvântare este să nu respingi chemarea lui Dumnezeu. Atunci când să fii pe aceeași frecvență când Dumnezeu bate la ușa inimii tale și zice, eu vreau să vin în seara aceasta, să stau la masa ta, simplă, pentru că eu am venit, nimeni n-a venit într-o iasle ca și mine, nu s-a coborât împăratul împăraților, pentru că magii când n-au venit, au venit să vedem un prunc, am venit și îl căutăm pe împăratul lui Israel. Prunc care s-a născut de curând. Iată, s-a smerit până acolo în ieslea Betleemului și poate să se zberească să vină cu tine, care ești simplu, care poți să spui, Doamne, dar cum să vii cu mine acasă? N-am cutare sau n-am cutare? Nu. Iată, eu stau la ușă și bat, spune el. Dacă aude cineva glasul, auzi, nu glasul meu. Nu pe-al meu, trebuie să faci abstracție de glasul oricărui om de pe pământul acesta, oricâtă școală ar avea, oricâtă pregătire ar avea, oricât de insistente ar chema. Și când Dumnezeu îi auzi vocea lui și glasul lui care vorbește cum nu vorbește niciun glas din lumea aceasta, nu sta nepăsător. Nu sta nepăsător și deschideți nu numai urechea să-l auzi, deschideți inima să-i dai loc. El nu vrea loc decât inima ta. Fiule, dă-mi inima ta și spune că ochii tăi să găsească plăcere unde? În căile lumii acestea, nu, în căile lui Dumnezeu. Acolo dorește Dumnezeu, așa ne vrea Dumnezeu, să ne găsim plăcerea în legea Lui, în drumul Lui. Dacă te uiți pe fiilele acestei cărți minunate și sfinte, atâția tineri, atâția oameni și bogați și săraci, care au avut nevoie de Dumnezeu, care și-au găsit mângâierea, care și-au găsit alinarea în brațul lui Dumnezeu, în mâinile lui însângerate. El și astăzi ne așteaptă pe fiecare dintre noi și așa cum le-a poruncit celor de atunci, din ținutul lui Zabulon și al lui Neftali. În tinericul acela care spune că a văzut o mare lumină. Am cântat o cântare a fratelui Trean. Când spune fratele Trean să ia viața lui, că iată bine, o noapte grea. La cât timp, după ce Domnul Iisus a trecut de acolo și țara aceea care zăcea în întuneric a văzut mare lumină, vine fratele Trean și spune să ia sufletul, să ia inima, să-i ducă în el, că numai în Hristos poți să treci prin întunericul acesta, numai cu Hristos au putut să treacă. Am cântat mai înainte o altă cântare în care se vorbește
așa cum a spus fratele Sile și părintele Iosif. Nu-i de ajuns că suntem trecuți într-un registru, că am primit taina botezului. Binecuvântat de Dumnezeu este harul acesta de a primi, de a-ți duce familia așa un creștinat. Dar spune, acolo am auzit și duminica trecută o poezie recitată de sora Susi. Extraordinar, pentru că îmi place să fiu mereu la casa noastră, la familia noastră, la cei care ne-au născut Dumnezeu aici, în biserica, neamul și poporul nostru, prin oastea Domnului, prin frații noștri care ne-au făcut chemarea aceasta, chemarea venită de la Dumnezeu, să nu rămânem doar la atât, ci să mergem cu zberenie și cu sfială și cu frică. Ce frumos cântăm noi dimineața, cu dragoste, cu frică și cu cutremur să vă apropiați. Cum ne apropiem noi de harul lui Dumnezeu? Cu frică, cu cutremur. Nu ca un Dumnezeu care ne-ar face ceva, ne-ar obliga ceva să facem. Nu, dar frica de Domnul spune că cuvântul că este începutul înțelepciunii. Nu trebuie să ne temem. De ce trebuie să ne temem noi? De păcat. De a face păcatul, de a face răul, de a lăsa răul în viața noastră să domine viața noastră, casa noastră, familia noastră, pentru că diavolul răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită astăzi. Unde să mai meargă? În discotecă? În crejumă? La cei care stau pe stradă și se drogează? Nu. Vine la adunarea oastei Domnului și poate găsește acolo un suflet care să-i spun șoptească la urete. Nu chiar crede toate câte se aud aici. Nu sunt basme. Nu. Crede din toată inima că nu noi, nu omul este, ci harul, Dumnezeu acela pe care l-am chemat, așa cum a spus frate, de la început, de la rugăciune. Am invocat să vină prin Duhul Său cel Sfânt între noi. El este aici, este cu noi. Dacă îl lași să-ți călăuzească viața, să-ți călăuzească mintea, inime, ca să poți să înțelegi ce vrea să-ți vorbească Dumnezeu astăzi. Dacă nu vrei să-l lași și ai o inimă împietrită, așa le spune odată cuvântul lui Dumnezeu, însuși Domnul le vorbea. Oameni, și Sfântul Apostol Pavel, mai târziu apoi iar, oameni tari, lacerbite și împietriți cu inima. Oamenii aceștia nu pot să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, nu pot să primească cuvântul lui Dumnezeu. Ce minunat este atunci când stai liniștit, când poți să asculți cuvântul lui Dumnezeu, când poți să te duci de aici binecuvântat de Dumnezeu și apoi poți să spui un cuvânt semenului tău, colegului tău, prietenului tău, acela cu care te întâlnești, cu care vii în contact, soțului tău, care poate când ai plecat de acasă să vii la adunare, nici nu știe că ai venit la adunarea oastei Domnului și te gândești, poate, mergând de aici, Doamne, ce voi răspunde, ce voi spune? Dumnezeu pregătește cuvânt pentru tine. Atunci când te încrezi în El, atunci când îl lași și îl pui la lucru pe Dumnezeu, îl lași. Puneți-mă la încercare, spune cuvântul lui Dumnezeu, și vedeți, n-am să deschid eu zăgazurile cerului. Facă bunul Dumnezeu ca la sfârșitul acestei adunări, fiecare dintre noi să putem să mergem spre casele noastre cu folos mântuitor. Și cuvântul acesta de pocăință să nu ne sperie, să nu ne pară ceva, că e ceva ieșit din comun pentru noi. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie, pentru că fără de pocăință, spune cuvântul acesta, că este cu neputință să-L vedem pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute, că atunci când va veni în norii slavei, când va veni să-și ia biserica copiii lui, pe aceia care și-au trăit viața aici,
împreună cu El pe pământul acesta, să putem să auzim și noi. Vino, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune, intră în bucuria Părintelui. Amin. Slavă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin.